Vicepreședintele Consiliului Județean Dan Manoliu declară că la nivelul organizației județene a PSD nu s-a luat încă nicio decizie referitoare la alegerile locale și cele parlamentare din 2016. Din acest motiv, nu știe dacă va mai candida pentru un post în Consiliul Județean sau în Consiliul Local Roman. În acest moment, acum când discutăm, nu pot spune nimic despre candidatură nici din vară, nici din toamnă. Nu s-au purtat încă discuții la nivelul județului, nici pentru primul, nici pentru al doilea rând de alegeri, dar vorbim de primul rând de alegeri, cele locale, deci este prematur să spun acum dacă voi candida sau nu. Dacă va fi în beneficiu partidului și voi putea aduce un plus de voturi, da, voi candida. Dacă nu, discutăm. Oricum, deci eu prematur în momentul acesta, acum, la persoana mea, să discutăm acest aspect. Politicianul social-democrat declară că la nivelul organizației ștățână a PSD se va face o evaluare internă a prestației politice a fiecărui membru, în perspectiva creionării candidaturilor pentru cele două runde de alegeri din acest an, locale și parlamentare.